Bună ziua! Sunt Ionuț Achivoaie și sunt gazda masterclass-ului lui Selgros. Desigur, vorbim despre gătit. Ce anume se întâmplă atunci când facem de mâncare? Toți mâncăm, unora ne și place să gătim. Iar ca să aflăm secretele și cum facem mai departe, eu ca ucenic sper că într-o zi vrăjitor. Îl am astăzi alături de mine pe șef Ioan Florescu. Bună ziua și bine v-am regăsit! Îi dăm drumul la treabă! Astăzi vom face paste făcute în casă. Avem nevoie de făină, ouă și sare. Forma va fi caramele. Da. Vom avea caramele umplute cu brânză, spanac și gușe de porc sărată și uscată, la care vom adăuga un sos catifelat, un sos de unt cu spanac. Perfect. Eu ce fac? Tu prăjești gușa de porc. Corect. Până își lasă grăsimea, după care adăugăm ceapa și spanacul. Păi dau drumul la treabă, da? Eu în timpul ăsta o să frământ aluatul de paste, da? Aici avem făina, așa cum îți povesteam, făină din grâu dur. Da. Da? Deja este cântărită. Noi avem, gramajul este cam 100 de grame de făină la un ou. Da, a început să sfârie, Ioan. A început să sfârie. Nu trebuie să dai focul foarte mare la o tigaie de fapt. Am mers la jumătate. Exact. Lasă-o să se încălzească, să se încingă și după aceea când prăjești, carnea se va rumeni. Știi că n-am frământat niciodată, în afară de frământările mele interioare, n-am frământat niciodată. Noi aici avem un aluat de paste, un bulgăre de genul ăsta de 200 de grame, este suficient pentru paste pentru 2-3 persoane în casă. Serios? Este suficient. Aluatul este aproape gata, mai trebuie numai puțin să-l turăm, îl punem pe masă, după care trebuie neapărat să lăsăm la rece. Rece. Dar ce se întâmplă când se odihnește? Se activează glutenul. Îl devine elastic, pentru că pentru paste este obligatoriu aluatul să fie elastic. Îl punem în bol și vom așeza o folie de prospețime ca să putem să lăsăm la rece. Gușa noastră... Deja sfârâie, da. Deja s-a rumenit, da. Ce culoare frumoasă are. Da, și sare. Adăugăm ceapa, adăugăm spanacul, da. Și oprim focul. Acum putem asezona cu puțină sare și da. Piper. Da? Și facem umplutura. Stai că nu vreau să se risipească nimic. O să adăugăm 2-3 lingurițe de brânză. În timp ce tu amesteci și dai gust la compoziția pentru caramele, da? Da? Așa, eu o să scot aluatul care deja a stat la odihnit. Uh-huh. În timp ce eu fac caramelele umplute, da. Tu te ocupi de sos. Folosim unt napoleonic, da. Da? O să iei o lingură generoasă de unt. Călim ceapă, da. Usturoi și praz. În timp ce tu faci asta, eu vreau să mă ocup despre paste și aici o să vă povestesc puțin, adică de fapt nu vă povestesc, cât o să vă arăt. Noi o să întindem o parte din paste, din aluatul de pastă. Nu e neapărat să facem o foaie mare. Nu? Nu. E greu de manevrat. Exact. Nu, ne trebuie să facem o fâșie. Nu ne trebuie așa o fâșie de cât ne iese de lungă, adică poate să fie și 20 de centimetri, 30 de centimetri. Fie ce frumos se întinde. Ia uite ce minunăție. O să-l ating? Da, cum să nu. Avem foaia făcută, umplem caramelele. Eu mai stau cu ele aici, da? Mai stai. Stau, până da? Începe să prindă o culoare aurie pe margine. Ok. Lăsăm să se prăjească, da? Mai trebuie puțin. Mai pun ceva? Mai o să adăugăm rozmarinul. Unde există aroma? Aici. În tijă, în... Da. Și acum o punem. Deci, abia acum, ha! Spargem fibra ca să iasă aroma. Înțeleg. A început să se rumenească. Da, se duce în culoarea aia care... Se duce într-o culoare care frumoasă. Trebuie. Da. Dar mirosul. Acum stingem cu vin alb. Fi generos. Da? Da. Pe tot? Tot. De acord. Ce personalitate are dintr-o dată? Lăsăm să fiarbă 2-3 minute să se evapore alcoolul. Da. Începem să rulăm. Uite, începem să aducem. Da, uite așa. Da? Da. Ok, și fac eu cealaltă jumătate, da? Exact. Așa. Așa, e bine. Da? E perfect. Strânge puțin, te duci mai departe. Da?
nu apăsa prea, adică apeși tare să tai, dar să nu apeși ca să putem strânge, să-i dăm forma pe care o vrem. Sau... de caramea. Zici că e bomboană de pom. Caramelele le avem făcute. Hai să finalizăm sosul. La smântână vom folosi campina. Un consomé făcut din carcasă. E perfect. Bun. E perfect. Mai dar lăsăm puțin să fie jos un pic, sau... focul mai mic. Mai trebuie să adăugăm smântâna. Aha. Acum da? O pun. Între timp, am pus apă la fier pentru apă la fier, pastă, da? Toată smântâna. Toată smântâna. Adaug-o. Și văd că deja ți-ai pregătit oala și cu spumiera ca să putem să strecurăm sosul. Eu o să fac emulsia de spanac. Prima dată adaug spanacul și după aceea pun uleiul. Punem spanacul, punem ulei. Până acum e simplu. Sare. Sare. Puțin piper. Piper. Și un blend. Câte lucruri mai poți învăța? Pesto rapid. Ce culoare frumoasă. Ce culoare. Și să vezi ce culoare frumoasă va avea în momentul când emulsia de spanac o vom amesteca cu sosul de unt. Bun, sosul a fiert, da? Da. Îl strecurăm cu încredere. Cu încredere. Am pus apa. Fierbe apa. Fierbem pastele. Aici să adăugăm puțin ulei și un praf de sare. Pastele le avem aici. Deja a început să clocotească. Fierbem câte 5-6, nu mai mult. Avem sosul de unt. Da. Da? Știu care că e eu foarte, l-am foarte aerat. Foarte, foarte, foarte bun. Să adăugăm emulsia în sos și să-l blenduim. Sosul e gata. Ce bine arată. Șef, s-au ridicat pastele. S-au ridicat pastele. Nu rămâne decât să le scoți. Gata. Așa, cu blândețe, cu blândețe. Cu blândețe. Hai decât să montăm farfuria și să servim. Și să servim. A. Și ce fac eu? Pune pe, da? Pe plită să le glasăm, să le îmbrăcăm, glasăm, să le gata, tăvălim. Să le rostogolim, să le dăm gust de unt clarifiat. Hați. Exact. Și nu rămâne decât să punem sosul. Asta e tot? Da. Sergiu, mă bucur să te văd din nou. Bine ai revenit. Domnule, bine te-am regăsit. Ce minune ai gătit cu maestru și profesor Ioan Florescu. Am stat pe lângă el. Și trebuie să recunosc că am fost ușor încurcat. Mă gândeam, oare ce vin s-ar potrivi, oare ce vin s-ar asocia mai bine la ceea ce ați pregătit voi astăzi. Și am zis să fie un Sauvignon Blanc cu acetate ridicată, da? Sauvignonul ăsta blanc parcă era ca un subțirel. Și atunci el m-am gândit, el în sine, da, și am zis, hai să mai... fie ceva lângă și am ales un asamblaj. Un Riesling de Rhin, un Rhine Riesling, lângă un Sauvignon Blanc. Dar vorbele-s vorbe, faptele-s fapte, nu? Vinui, hai să vedem... Da, faptele-s fapte. La fapte aș zice. Da, așa. Știi, o să procedăm ca pe vremuri. Gust eu din cupa mea de argint, să vedem dacă vinul este bun. Temperatura în regulă, corectă. Gustul perfect, aciditate ridicată, cumva cam la ce mă așteptam eu la un Riesling de Rhin, dar știi cum e, astea sunt ale somelierului, până la urmă tot paharele sunt sfinte, turnăm o mică cantitate, domnule, sante! Sante! Și nu uitați că vinul întotdeauna se consumă cu responsabilitate. Avem așa, paste făcute alături de șef Ioan Florescu. Sper că am reținut cum se fac. Ați văzut? Like, share, subscribe, pagina de Facebook, canal de YouTube sau pe selgros.ro și o să aflăm cum e mai departe cu magia, cu alchimia gătitului lângă oameni ca șef Ioan Florescu. Mulțumesc! Să ne vedem cu bine! Vă doresc poftă bună, ceea ce îmi doresc și mie. Șef?